Țară fără ieșire la mare, cu relief preponderent muntos, Armenia are aproape 3 milioane de locuitori. Dincolo de granițele sale, trăind peste 7 milioane de armeni în diaspora. România găzduiește una dintre cele mai vechi comunități armene din Europa. Ziua Națională a Armeniei în avans, inaugurarea înființării sediului sucursalei Craiova și pentru aceste evenimente frumoase care se desfășoară în municipiul Craiova, pentru că vreau să vadă toți armenii mei orașul nostru frumos, un oraș vechi, un oraș istoric, și mă bucur că ați venit. Pentru mine este astăzi un eveniment cu totul special și emoționant. Mai ales că evenimentul de astăzi de la Craiova deschide și seria manifestărilor legate de sărbătorirea independenței Republicii Armenia, ce are loc în 21 septembrie. Și, firește, se adaugă și semnificația deosebită a faptului că astăzi inaugurăm în mod oficial deschiderea sucursalei Craiova a Uniunii Armenilor. Și în calitate de subprefect, dar și în calitate de membru al comunității macedonene, noi, comunitățile etnice din Craiova, ne dorim să fim un model pentru comunitățile din țară, pentru că noi ținem aproape, văd aici alături de noi și comunitatea Elena. Din partea doamnei primar Ilia Orguța Vasilescu, bine ați venit, excelența voastră, la Craiova pentru prima oară. Ne bucurăm că ați inclus orașul nostru. Era păcat să nu ajungeți în mandatul dumneavoastră, mai ales că l-aveți pe domnul Vosganian atât de aproape sufletește de cetatea Băniei. Este o mare bucurie că, uite, mai avem o comunitate alături de noi în viața culturală a municipiului Craiova. Precum știți, în ultimii ani Craiova a redevenit și încercăm să-i redăm prin toate acțiunile doamnei primar strălucirea de altă dată, așa cum era pomenită capitala aristocrației Sudului. După 1990, comunitatea armeană a reînființat Uniunea Armenilor din România, dorind să păstreze moștenirea culturală și spirituală a armenilor de pe aceste meleaguri. Iar liderul armenilor vine chiar din Craiova cu amintiri, rude, prieteni și cărți. Pe Mihai Bravo mă dădeam cu Sania de sus și până la colțul străzii. Și vara mergeam cu bunicul la plimbare. Întâi ne opream la izvorul rece, era o cârciumă care azi nu mai există, foarte veselă de aminte, foarte pitorească, și de unde șterpeleam capace de bere poloneză. Pe vremea copilăriei mele, capacele se turteau și se făceau jocuri cu capacele, și capacele de bere poloneză erau cam ce este astăzi euro sau dolarul pe piața valutară. În urmă cu 4 ani, Parlamentul României a adoptat o lege care proclamă ziua de 12 octombrie drept ziua limbii, alfabetului și culturii armene. Acesta este încă un semn că inimoasa comunitate armeană din România se bucură de o poziție privilegiată ca parte integrantă a societății românești, precum și ca minoritate etnică și religioasă.